Stimați cetățeni, ceea ce ne unește pe noi toți, cetățenii Republicii Moldova, este religia noastră creștin-ortodoxă. Peste 90% din cetățenii țării s-au declarat creștini. În această categorie religioasă largă găsim oameni de toate etniile, de toate viziunile politice, de toate vârstele și păturile sociale. Religia creștin-ortodoxă este leantul nostru național. Ea oferă o temelie solidă pentru principiile noastre morale. Ea este încrustată în tradițiile și normele noastre de viață. Iată de ce, în calitatea mea de președinte al țării și smerit creștin, voi fi un susținător al bisericii și voi sprijini acele activități care vor asigura protejarea valorilor creștine în societatea moldovenească. Republica Moldova este casa natală pentru peste 20